Luna decembrie nu vine doar cu daruri pentru oamenii nevoiași, ci și cu daruri pentru câinii din adăpostul public. Pentru al doilea an consecutiv, Societatea Giurgiu Servicii Locale le oferă posibilitatea giurgiuvenilor să se alăture unei campanii inedite de a strânge mâncare pentru necuvântătoare. În preajma sărbătorilor de iarnă, adăpostul public de câini din cadrul Giurgiu Servicii Locale, în parteneriat cu Școala Academician Marin Voiculescu din Giurgiu, pentru al doilea an la rând, organizăm o campanie care sperăm să devină deja o tradiție și să strângem cât mai mulți iubitori de animale lângă noi, care pot dona mâncare pentru câini. Aceste donații pot fi efectuate în incinta școlii numărul 8, unde este un stand special amenajat în acest sens. Îndemnăm pe această cale la responsabilitate și să nu uităm că aceste animale nu au nicio vină și ele nu trebuie să ajungă nici pe străzi și nici în adăposturi, iar acest lucru nu depinde decât de noi, oamenii. GSL face constant capturări, adăpostul funcționează aproape la capacitate maximă, în timp ce numărul adopțiilor este foarte mic. Chiar dacă suntem pe finalul lunii noiembrie, o faptă bună este binevenită pentru niște suflete nevinovate.